Reorganizarea ANAF iese deocamdată din discuție după ce Senatul a respins proiectul de act normativ care prevedea revenirea la organizarea pe județe. Proiectul a fost adoptat inițial de Parlament, însă Curtea Constituțională a spus că actul normativ contravine normelor constituționale. Principala modificare ar fi fost desființarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și reînființarea direcțiilor județene ale finanțelor. Aceasta ar fi fost, de fapt, o revenire la situația existentă până în anul 2013. Agenția Națională de Administrare Fiscală va funcționa în continuare după actuala schemă de organizare. După ce un proiect de act normativ care prevedea reorganizarea ANAF a fost respins de senatori, deși inițial fusese adoptat de Parlament. Practic se dorea renunțarea la organizarea fiscului pe regiuni și revenirea la organizarea pe județe, la fel ca până în 2013. O a doua modificare ar fi fost trecerea Direcției Generale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor, aceasta fiind acum în subordinea ANAF. Curtea Constituțională a spus că actul normativ contravine normelor constituționale, argumentând că Parlamentul l-a adoptat fără să se intereseze la guvern dacă există sau nu bani la buget pentru cheltuielile de reorganizare. După respingerea proiectului la Senat, urmează să se pronunțe și Camera Deputaților, votul lor fiind cel decisiv. Dacă și acolo se va respinge actul, acesta nu va ajunge să se aplice. Ideea desființării parțiale a direcțiilor regionale ale ANAF și revenirea la reînființarea direcțiilor județene a aparținut UDMR. Parlamentarii UDMR au susținut în numeroase rânduri că, în acest fel, activitatea ANAF ar fi mai eficientă. Direcțiile regionale ar fi urmat să aibă atribuții reduse, axate mai mult pe partea de îndrumare, în timp ce direcțiile județene ar interacționa direct cu contribuabilul. Deputatul UDMR de Sălaj, Șereș Deineș, a fost unul dintre semnatarii proiectului de lege. Din punctul nostru de vedere, concentrarea și centralizarea activității finanțelor publice la nivel de regiune nu este o activitate benefică. Îndepărtarea de la cel care trebuie să plătească impozita instituțiilor care trebuie să realizeze adunarea acestor impozite, nu cred că este o activitate benefică. Deci noi considerăm că această activitate trebuie coordonată de la nivel de județ și nu de la nivel de regiune, având în vedere că aceste instituții la nivel de județ nu au personalitate juridică, numai cel regional, o serie de activități sunt îngreunate, începând de la achiziția unor materiale, de la decizii, de la efectuarea de controle și, în general, pentru eficientizarea activității de strângere și adunarea impozitelor. Să fie direcții, să aibă personalitate juridică și fiecare să-și poată organiza activitatea fără coordonarea de la regiune, de unde de altfel nu se cunoaște situația specifică de la nivelul fiecărui județ. Orașele în care au fost înființate direcțiile regionale în 2013 au pondere economică semnificativă, număr mare de contribuabili și încasări semnificative, criterii cărora li s-a adăugat și poziționarea geografică. Au fost alese orașele București, Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca, direcție de care aparține în prezent și Sălajul. De menționat că tot UDMR a avut și inițiativa transferului controlului asupra firmelor mijlocii de la cele 8 direcții regionale la direcțiile județene.